E normal ca terapia prin joc a copilului să fie făcută de către gadgetul. Logopedul copilului meu spune o mami că îl lasă 30 de minute la ecrane pe jocuri și spune că așa își dezvoltă limbajul. În primul rând, felicitări mamii pentru grija pe care o porți desfășurării corecte a recuperării limbajului copilului tău. Iată care este răspunsul meu. Ecranele se folosesc în terapia recuperării întârzierilor de limbaj numai și numai ca recompense, dacă gadgetul este singura motivație puternică a unui copil și nu mai mult de 20 de secunde per răspuns a unui copil. Ecranele trebuie să știm că dăunează grav dezvoltării limbajului, deci dacă în planul de intervenție al copilului s-a stabilit ecranul ca recompensă, discutați cu toată echipa ca acest ecran să fie folosit doar pentru foarte scurt timp, numai și numai ca motivație. În rest, ecranele pot să fie folosite după ce copilul deja a progresat în terapie suficient, cât să poată înțelege ce se întâmplă în filmulețele de pe ecrane și să împărtășească împreună cu un adult tot ce vede și aude acolo. Dacă ai și tu o întrebare, adresează-mi-o în comentarii și hai în minutul magic să-i găsești răspunsul.